Bună tuturor, bine ați revenit, bine v-am regăsit la mine pe canal, eu sunt Mădălina și astăzi o să vorbim despre second hand și despre ce am găsit eu prin second hand, pe ce am pus mâna, ce am cumpărat. Știu că am menționat săptămâna trecută într-un clip despre second hand și voi mi-ați cerut și ați vrut un astfel de haul. Trebuie să vă zic în primul și în primul rând că m-am înconjurat de piese aici și nu sunt piese centrate numai pe anotimpul toamnă-iarnă, sunt piese în general din toate anotimpurile, le-am ales pe cele mai ok, pe cele mai drăguțe, pe cele pe care le-am și purtat, pentru că mai am unele pe care le-am cumpărat așa în febra momentului și nici măcar nu le-am purtat, am ajuns cu ele acasă, nu mi-au mai plăcut, țin loc în dulap acolo, deci nu fac nimic cu ele, dar pentru videoul de astăzi le-am ales pe cele care mi-au plăcut cel mai mult. Oricum, fără prea multă vorbăraie, nu vreau să vă țin prea mult pe intro, așa că o să încep cu lucrurile care se pot purta și dacă vă duceți în second-uri, cred că le găsiți mai ales în sezonul toamnă-iarnă și anume o să încep cu niște gulerașe. O să încep cu gulerașul ăsta, toate sunt din blană naturală. Eu nu știu dacă v-am zis până acum, știți că sunt o mare iubitoare de animale și nu sunt de acord cu purtatul sau cu, mai bine spus, cu a cumpăra blănuri noi. Nu sunt de acord cu chestia asta, însă îmi place în momentul în care găsesc o blană second hand sau o blană care a fost achiziționată de altcineva purtată și o dă mai departe, atunci îmi place să pun mâna pe ea și să iau pentru mine, însă nu sunt pentru a cumpăra blănuri noi din magazin. Știu că nu, teoretic nu ar face nicio diferență, însă gândul că animalele astea au fost omorâte cu mult timp înainte ca eu poate chiar să mă nasc, atunci gândul ăsta mi-e un pic mai, nu știu, sunt mai confortabilă cu gândul ăsta, adică nu eu sunt de vină, eu am luat ceva ce a fost deja purtat, deci asta este părerea mea cu blănurile. Dacă vreți blănuri, eu zic să mergeți pe ceva ce a fost deja purtat, pentru că oricum blănurile nu se uzează atât de repede și nimeni nu poartă blănuri non-stop, astfel încât să le uzeze și atunci de cele mai multe ori blănurile SH sunt chiar în condiții foarte ok și ca să nu mai menționăm că și la un preț mult mai mic. Așadar am luat gulerul ăsta care este din blană naturală, nu știu ce fel de blană este. Ce mi-a plăcut tare mult la el, pe lângă imprimeul ăsta de leopard, pentru că eu sunt o mare fană a imprimeului leopard, este partea asta din spate care e verde smarald și mi se pare atât de drăguț și vine cam așa, eu îl port de obicei la paltoane albe, vine cam așa de drăguț. E un fel de, nu știu, de cald nu ține, adică nu-ți imagina că îți protejează gâtul sau... E mai mult așa, un fel de artificiu de styling. Schimbă modul în care arată un palton alb și mi se pare foarte, foarte drăguț. Ăsta este primul guleraș și este și preferatul meu, v-am spus. După care mai am încă două gulerașe din blană. Unul care seamănă tare mult cu ăsta, la fel e din blăniță. Pe ăsta îmi place să-l port foarte mult la malete negre. Mi se pare că schimbă așa look-ul unei malete negre. Negre și cu niște cercei prețioși, îmi place mult de tot. Are și un o chestie aici să bagi unul într-altul, ca o cravată, cum ar veni. Îmi place tare mult și ăsta, iarăși nu știu din ce blană este, habar nu am, nu de asta l-am luat că l-am găsit acolo în coș și mi-a plăcut cum arată și am zis că trebuie să fie al meu pentru 10 lei cât am dat pe el sau 20 de lei, nici nu mi-aduc aminte. Și mai am unul foarte, foarte pufos, din nou super, super preferat și drăguț. Nu știu din ce blană e, iarăși, probabil e o blană de vulpe sau ceva. Ăsta îmi place că e mega, mega pufos, e mult mai pufos decât cel leopard și uite, arată cam așa și așa de cozy să intri în el iarna când bate vântul, îmi place mult, mult de tot. La fel îl port la paltoane simple, roșii, albe, negre, nu prea am paltoane negre în garderobă, dar la cele albe, că mi-e place mult de tot să port alb, îl port pe ăsta sau la cele roșii. Și mi se pare că îți dă așa un aer, nu știu, zici că ai... te-ai întors înapoi în timp și ești undeva în anii 70 și ești această lady. Veți observa că în tot haul-ul ăsta al meu, second hand, sunt diferite stiluri, pentru că v-am zis că eu nu am un singur stil, mie îmi place să mă îmbrac de obicei cum simt, așa că gulerele astea sunt partea mea eleganțică, să zic așa. Pentru că tot sunt la partea asta de gulere, vreau să trec și la eșarfe, repede trec prin eșarfe, pentru că nu am ce să vă arăt prea mult la eșarfe. Eșarfele, în general, sunt
O să vi le arăt pe cele mai puțin prețioase prima oară și nu sunt dimătase, cel puțin nu cred, majoritatea nu sunt dimătase. Sunt de șarfe pe care, după care scotocești acolo într-un coș așa mare în second. Mie îmi plac mult de toate șarfele și o să vă zic imediat de ce, pentru că dacă v-ați uitat și la videoul meu anterior, îmi place mult să le port pe cap, să le port la gât, să le port, nu știu, în talie, oriunde. Șarfele pentru mine schimbă total o ținută și dau alt aer unei ținute. Îmi place să le port în păr, să-mi leg o codiță la spate cu o eșarfă, de exemplu, și îmi scoate orice fel de ținută din banal, mai ales că eu, în felul meu de a mă îmbrăca, mă refer la felul meu de a mă îmbrăca zi de zi, nu prea sunt cu printurile, nu prea îmi plac printurile și zic asta venind în fața voastră cu rochii cu printuri, dar zi de zi, dacă mă vedeți, nu sunt pentru printuri, sunt pentru lucrurile foarte simple, minimaliste e mult spus, dar sacouri simple, jeans simpli, în general merg pe linii foarte simple și pe culori, pe non-culori, de fapt, pe alb mai ales, uneori chiar și negru, dar îmi place un look așa, din cap până în picioare aceeași culoare, eu sunt genul ăla de fată, așa că atunci când ești atât de într-o singură culoare, ai nevoie de ceva care să îți, nu știu, să-ți ia ochii. De asta îmi plac mie mult de tot eșarfele. Și o să vă arăt eșarfe pe care am dat 2 lei, 5 lei, cam așa. Asta este una. E roz, colorată, o iubesc. Asta este, v-am zis că nu insist prea mult pe eșarfe. Asta este alta, care e inspirată, zici că e Versace sau ceva de genul ăsta. Are aici un imprimeu care te duce cu gândul la Versace. V-am zis că îmi plac și cele simple. Asta este una crem simplă. Crem, de fapt e o șampanie așa pe care o port mai tot timpul vara pe cap. Îmi place mult de tot și asta. Se le pun aici, poc, poc. Un imprimeu care mi se pare mie că nu se demodează niciodată este ăsta cu torsade, așa, nu știu cum să le spun, cu tot felul de chestii aurii și ăsta este un model care mi-aduce aminte tot de Versace, cred, sau de Hermes, cred că de Versace, oricum, îmi place mult tot, mi se pare că nu se demodează niciodată și poți să-l porți în orice fel de combinație. În aceeași notă, iarăși una roșie, care e foarte, foarte faină pentru toamnă-iarnă. Și eu mai am câteva simpluțe, pentru că, v-am zis, pentru momentele în care îmi place să fiu super simplă. Culoarea asta nu e nici mov, nici roz, e un fel de, nici nu știu cum să-i spun, lila, poate că mult de tot îmi place culoarea asta pentru vară. Una la fel, numai că pe gri, mult mai rece decât cealaltă culoare. Și încă una pe care o iubesc și strigă toamnă și urlă așa din toți plămânii toamnă, este asta verde smarald cu, nu știu dacă se vede pe cameră, sunt niște, e un animal print, așa embosat pe ea, embossed, nu știu dacă embosat se traduce în română, dar e un animal print așa pe ea, care e foarte, foarte drăguț, îmi place de mor și merge așa la păr blond, uite ce drăguț. Drăgu. Astea ar cam fi toate eșarfele. V-am zis că nu o să insist foarte mult pe subiectul eșarfe pentru că nu am ce să vă zic. Le iau din second hand, caut în coșurile respective cu eșarfe și mă costă maxim 5 lei una, ceea ce zic eu că e foarte, foarte ok. Pentru că dacă te duci în H&M sau în Zara o să dai o grămadă de bani, bine, nu o grămadă de bani, dar dai undeva la 60 de lei o eșarfă și după părerea mea nu merită atâția bani o eșarfă, mai ales că nu e nici cine știe ce material în Zara. Ai mai multe șanse să găsești la second una, de exemplu, care să fie de mătase, să o găsești în condiție bună și să o iei de acolo și să fie a ta și să te iubești cu ea. Că tot suntem la capitolul eșarfe, hai să trecem și la artileria grea, să zic așa, pentru că am niște eșarfe minunate să vă arăt. Niște eșarfe pe care, dacă deja ați văzut din thumbnail, o să ghiciți oarecum de unde sunt. Asta este cutia lor. Nu sunt cumpărate din magazin, sunt niște eșarfe second hand. Una este de la Chanel, una este de la Gucci. Le-am băgat pe amândouă în aceeași cutie ca să am grijă de ele. Ele nu sunt cumpărate din România, dar sunt cumpărate dintr-un second hand. Sunt luate de pe un site de licitații japonez. Știți deja, dacă mă urmăriți, că una dintre prietenele mele este căsătorită în Japonia și cu ea complotez așa și cu ea ne uităm pe tot felul de site-uri de licitații și încercăm să găsim chestii drăguțe la un preț accesibil.
V-am arătat deja cutia, am fost foarte bucuroasă când am văzut că mi-au venit în cutie, pentru că de obicei e destul de greu să-ți vină ceva în cutie, pentru că nu sunt mulți oamenii care păstrează o eșarfă, nu nici măcar o geantă, într-o cutie. Sunt primele lucruri ale mele de brand. Eu și cu brandurile avem o relație, nici nu știu dacă e momentul să abordez aici, dar vă mai țin un pic în suspans ca să vedeți ce eșarfe sunt. Eu și cu brandurile astea de top, brandurile de lux, avem o relație de iubire-ură, să zic așa. Eu consider că brandurile de lux trebuie să stea la oamenii care le merită cu adevărat. Și de asta nu o să-mi iau o geantă Chanel decât în momentul în care eu consider că o merit cu adevărat și că geanta aia nu o să fie plimbată prin metrou în București, pentru că ăsta este stadiul meu în momentul de față, ci o să fie luată în momentul în care îmi permit mult mai mult decât o geantă Chanel. Asta e mentalitatea mea, asta e relația mea cu brandurile, cu lucrurile de brand și cu a cheltui bani mulți pe lucruri, care, fie vorba între noi, plătești mult, mult, eticheta asta o plătești. Uite, asta. Nu plătești materialul, cât plătești eticheta și numele brandului respectiv. Asta este eșarfa de la Gucci, e dintr-o colecție destul de recentă. Nu știu să vă zic din ce an e colecția, pentru că nu am stat să caut pe Google din ce an, însă mi-aduc eu aminte că am văzut-o ori anul trecut, ori acum 2 ani, sigur, sigur. Este eșarfa asta cu animăluțe. Este o eșarfă din mătase, drăguță. Dacă merg cu ea pe stradă, credeți-mă că nimeni nu știe că e Gucci, doar eu știu că e Gucci. V-am zis, am dat pe ea 80 de dolari, asta înseamnă undeva la 300 de lei și am luat-o de pe un site de licitații japonez cu livrare în Japonia, iar prietena mea când vine în țară mi-l aduce în coace. Cam asta e toată șmecheria, ele sunt purtate înainte de altcineva, evident, pentru că mi se pare mult mai echitabil așa, eșarfa e într-o stare foarte bună și atunci de ce să nu o iau. Și următoarea eșarfă este una de la Chanel. Pam, pam, pam. Asta este. Nu știu cât vedeți voi acolo. E o eșarfă tare, tare drăguță și o eșarfă atât de frumoasă pentru toamnă și nici măcar nu am apucat să port toamna asta deloc. Azi noaptea a nins afară. Eu nu știu cum se schimbă anotimpurile și cum din soare intrăm direct în iarnă. Nici nu am apucat să port toamna asta, v-am zis. Scrie aici Chanel, e cute. E o eșarfă din mătase, drăguță, cu florile astea. Îmi plac mult de tot. Îmi place imprimeul ăsta foarte, foarte mult. Strigă așa toamnă și poze stând pe dovlecei portocalii în toamnă. Mi-a plăcut mult, mult de tot că a venit în cutia originală. Cea de la Gucci nu a venit în cutia originală, însă nu asta e o problemă. Și asta a mai fost purtată înainte. Nu are niciun defect și, în general, pe site-ul respectiv, pentru că știți că japonezii sunt mult mai ok ca noi, pe site-ul respectiv îți scrie în ce stare e eșarfa. Dacă e într-o stare A, B, C sau D, A însemnând că este într-o stare foarte bună și îți spune dacă e pătată, dacă e agățată, iar tu citești lucrurile alea, sunt scrise în japoneză, nu vă gândiți că dau Google Translate, așa că în momentul în care fac licitații pe site-ul respectiv, durează câteva ore bune și apoi trebuie să aștept pentru că licitațiile au o durată de 5 zile și cineva poate licita mai mult ca tine și depinde cât de mult vrei să te bați pentru un produs. Mie îmi place ideea asta de licitații, însă când prețurile o iau un pic razna nu mă mai bag, dar de obicei japonezii sunt foarte orientați către branduri și atunci chiar găsești din plin eșarfe, cercei, genți, dar la genți nu mă arunc pentru că mi-e un pic teamă, sincer, la genți, prefer să o iau nouă. Dacă tot sunt în zona asta de accesorii, eu zic să vă arăt și curelele pe care mi le-am luat tot de la second hand. Trebuie să recunosc că nu prea am apucat să le port chiar atât de mult, eu nu prea port curele în general, cel puțin nu la pantaloni. Port curele la fuste, poate peste palton. O să vă arăt prima curea care mi-a plăcut foarte mult și am luat-o datorită detaliului ăstuia. Mi-a plăcut mult de tot la cureaua asta Catarama, dacă vedeți este toată, toată încrustată așa cu pietre. Și îmi place și că are sârma aici pe ea și poți să o modelezi, uite, stă cum vrei tu. Dacă o pui așa, așa stă. N-am apucat să o port prea des, v-am zis că eu port în general curele la rochie, așa că n-am apucat să o port prea des și mă bucur că am găsit o curea mică.
mică, pentru că în general la sec când găsești curele așa super super mari și nu te, pe mine cel puțin nu mă încap, trebuie să le dau alte găuri. Asta este o curea de la Guess pe care am găsit-o iarăși în second hand. E o curea din materialul ăsta Perspex, să-i zice în engleză, nici nu știu cum îi zice în română, materialul ăsta transparent, pe care l-a tot promovat Kim Kardashian și Kanye West prin pantofii lor, știți deja la ce mă refer. A fost în trend, cel puțin anul trecut, a fost în trend big time. Curea asta îmi place mult, mult de tot, mai ales la niște ținute așa nebune, jucăușe, mult de tot îmi place și culmea am găsit iarăși mărimea mea. Asta e match made in heaven. Prima mea curea de la second, care mi-a plăcut mult de tot, mult, mult de tot. Mi-a plăcut și culoarea, este asta albastră și are iarăși la cataramă niște detalii foarte drăguțe, niște flori așa încrustate pe ea, mi-a plăcut mult de tot. Pe asta am purtat-o poate că cel mai des, a fost și prima și când am găsit-o așa m-am bucurat de tare. N-am ce să vă zic prea mult despre curele, sunt niște curele, nu cred că am dat mai mult de 20 de lei pe una. Menținem linia cu accesorii, ziceam, și trecem la genți, am și o pereche de mănuși și și o șapcă, da, pălărie, șapcă, ceva de genul ăsta. Să trec aici să nu o vedeți încă. Pot să încep cu gențile, că sunt mai multe, termin repede cu ele, bam, bam, ia să vedem. Prima geantă este una care are oarecum ia pe aici niște defecte, adică nu este în stare super, super drăguță și super cute, dar asta este gentuța. V-am zis că la feronerie aici, la închizătoare, este, se vede că a trecut timpul peste ea, însă în rest îmi place mult de tot cum arată, îmi place imprimeul ăsta de crocodil, sincer să fiu, nici nu știu dacă e piele, nici nu m-a interesat foarte mult aspectul ăsta. Ea se deschide așa, protej de ăsta, se deschide și aici ai două compartimente, e în stare super, super bună, nu e nimic, nimic stricat la ea din punctul de vedere al pielii, ci doar metalul ăsta de aici este un pic uzat și o port cu palton negru și cu niște ochelari din aia așa ca în anii 70 mari sau cu din aia cat eye negri. Îmi place mult de tot geanta asta. Am găsit-o random într-un magazin, 30 de lei. Foarte bine cheltuiți pentru chiar apuc să o port, mai ales că acum e în trend moda asta așa inspirată din anii 50, 70, 80, tot ce ține de perioada asta, e foarte, foarte în trend și mi-a plăcut mult de tot. Următoarea gentuță este una iarăși găsită în second hand, random, nu știu dacă e veche, cât de veche e, habar nu am. Mie mi-a plăcut mult de tot pentru că se poartă imprimeul piele de șarpe anul ăsta și întâmplarea face ca leopardul și imprimeurile astea animal inspired și animalistice să fie și preferatele mele, așa că nu mă dezic nici de pielea de șarpe și ta-da-dam, asta este gentuța, am dat în jur de 10 lei pe ea, foarte drăguță, mi-a plăcut că are mânerul ăsta din metal și arată așa foarte sherpalicious. O asortez la ținute destul de simple, în general albe, v-am mai zis că îmi place să port mult alb, cred că v-am mai zis. Și mi se pare că asta cere așa atenție și e un punct de interes al ținutei și îmi place tare, tare mult, o iubesc. Piele de piton, foarte fake, pentru că nu cred că e piele, dar o iubesc tare, tare mult și pe asta. Încă o gentuță pe care mi-a făcut-o cadou prietena mea aia despre care vă ziceam, este luată tot din niște magazine second vintage din Japonia, nu știu exact, este gentuța asta, iar ea mi-a spus că se asortează la kimono. Acum eu nu știu cât de mult se asortează ea, și mai am una care se asortează la kimono, dar cred că nu am adus-o aici, o să o aduc și pe ea imediat, după ce termin să vă zic de geanta asta. Nu știu sigur dacă e o gentuță vintage, ideea e că ea vine tocmai din Japonia și a ajuns la mine. Este o gentuță cu un imprimeu așa tomnatic, o genduță micuță, nu e foarte încăpătoare, suficient cât să-ți bagi telefon, portofel, cam ce ai nevoie și are înăuntru o bucată de, să știți că nici măcar n-am scos ce era înăuntru, așa că cu asta a venit, o bucată de material și mai are niște ziare, opa, ca să vedeți, așa arată un ziar japonez, cu asta a venit ea înăuntru, ca să-și păstreze forma, îl bag aici înapoi. Să nu credeți că nu-l bag înapoi,
că de obicei când vine ceva dintr-un colț atât de îndepărtat, mie îmi place să țin toate lucrurile care vine acolo. Pe asta încă nu am apucat să port, după cum bine ați văzut că are ziar japonez în ea, însă îmi place mult de tot imprimeul și îmi place că e așa, tomnatică, și încă o gentuță drăguță, care dacă nu are ziar în ea, nu prea-și păstrează forma. Știți că vara asta au fost super, super în trend pantalonii vintage Adidas cu capse vintage inspired, că nu erau chiar vintage. Mie mi-au plăcut mult de tot și alergând așa prin second hand-uri după originalii cu capse, am dat și peste gentuța asta de la Puma. Este o gentuță probabil de prin anii 2000, cred eu. Asta este. Îmi place mult de tot, este o gentuță rucsăcel, nu are bretele de rucsac, însă așa arată ca un rucsăcel și eu asortez foarte mult la ținute sport. Am purtat-o la începutul toamnei astea, adică vreo câteva ori. Mi-e și foarte greu să le port pe toate, pentru că la mine gențile stau într-un dulap așa foarte sus și de obicei port ce am prin casă, însă în momentul în care mă simt eu super inspirată și vreau să fac o ținută drăguță, atunci mi-aranjez așa toate gențile pe pat și mi-aleg ce am nevoie. Însă asta mi-a plăcut mult de tot mi-a plăcut. Când am văzut-o, am zis, trebuie să fie a mea. Îmi place că e Puma, iarăși Puma a revenit în forță anul ăsta sau revine în forță în continuu de când cu Rihanna. Mi-aduce așa un vibe de Britney Spears de prin anii 2000 și de asta am și luat-o. Am dat pe ea, cred că 30 de lei de la un second de pe la Nerva Traian, parcă, sau Timpuri Noi, pe acolo. Ce să vă zic despre ea? Piele, drăguță, sport, îmi place, o punem la loc și mă duc repede să vă aduc geanta despre care vă ziceam că e tot adusă din Japonia, tot de la un second și care se asortează cu kimonourile. Imediat vin, imediat! Da-da-da! Asta este gentuța care este kimono inspired și este adusă din Japonia de către prietena mea, după cum vă ziceam. Tot la fel dintr-un second vintage, nu știu exact, dar cu siguranță ea este o gentuță vintage, probabil este destul de vechiuță. Nu știu câți ani are, să vă zic, habar nu am, nici ea nu cred că știe. Este o gentuță, îmi spunea ea, care se poartă cu kimonourile, așa poartă fetele acolo. Mă refer la portul lor tradițional și mie mi-a plăcut mult, mult de tot și am și un kimono pe care o să vi-l arăt ulterior. Am 3 kimonouri, de fapt, vintage, pe care vreau să vi le arăt de la prietena mea, Ea. Apropo de prietena mea, o să vă las și canalul ei în descriere și dacă sunteți pasionați de Japonia, pasionate de Japonia, atunci eu vă invit să vă uitați la ea, pentru că are niște vloguri foarte drăguțe în care o să învățați lucruri despre Japonia. De exemplu, o să învățați ce e acela un tatami. Eu nu știam ce e un tatami. Și chiar are lucruri interesante. Vloguiește chestii foarte drăguțe din Tokyo sau de unde se mai duce ea. Vă ziceam de gentuță că gentuța este cu siguranță un vintage și cred că e acoperită cu mătase, pentru că asta, partea asta de aici e un material, nu este piele și e așa lucios, vedeți. Și știți că kimonourile în general sunt făcute din diverse tipuri de mătase, unele mai fine, unele mai puțin fine, dar asta cred că e ori acoperită cu mătase, ori poate ceva brocart. Uite cum strălucește în lumină și e foarte, foarte drăguță, e super elegantă și o să vedeți cu ce kimono intenționez eu să port la primăvară, dar asta o să vi arăt kimonourile mai târziu. Ea se deschide așa, pur și simplu tragi de clapeta asta, se deschide gentuța și din nou vine cu ceva înăuntru. Nu știu ce are chestia asta înăuntru, că ea e tare ca formă, adică n-are ce formă să-i păstreze. Sper să o port și sper să nu fie uitată în dulap. Cam astea sunt gentuțele despre care vă vorbeam. Mai am câteva piese în materie de accesorii. Mai am o pereche de mănuși și o șapcă. Este o piesă, pentru că aș putea să-i zic că este o piesă, de pe vremea cu zidul Berlinului. Erau grăniceri, păzeau zidul Berlinului să nu treacă din est în vest, dintr-o parte în alta. Deja știți chestia asta, bănuiesc. Și asta purtau ofițerii de la zidul Berlinului pe cap. Cam așa e de drăguță. Mie asta îmi place mult, mult de tot. Mi-am găsit și pe mărimea mea 55, culmea. Habar n-aveam pe vremea când am cumpărat-o, ce e cu ea, de unde e. Am căutat apoi pe Google însemnele astea care sunt pe insignă. Mie îmi plac mult de tot accesoriile astea de cap, de orice fel. Mai ales astea inspirate din armată. Știu că anul trecut
s-au purtat în toate colecțiile, au fost army inspired, se regăseau elemente din armată pe toate paltoanele, pe toate sacourile. Anul ăsta mai puțin, pentru că suntem cu animal print-ul, însă mie îmi place mult de tot, tot ce ține de accesorii de cap, știți, cordeluțe, chestii care se pun pe cap, mie îmi plac enorm, inclusiv astea militare, autentice, sau chiar dacă sunt inspirate din costumele militare, mie îmi plac mult, mult de tot și intenționez să mai caut și o căciulă din aceea rusească, plină de blană și de ofițer din ăla rusesc. Îmi place de mor și aia. Pe asta am luat-o de la universitate, a fost, cred că acum un an sau doi, a fost un târg de vechituri și am dat în jur de 200 de lei pe ea. Apuc să o port doar toamna cu paltoane în general și mi se pare că îți dă așa un aer foarte chic. Deși, dacă stai să te gândești, probabil ce evenimente a văzut șapca asta nu mai e atât de chic toată treaba, dar ignorăm aspectul ăsta. Mai am o pereche de mănuși. Mănușile astea nu sunt luate dintr-un second hand, sunt luate din dulapul mătușii mele și au o valoare sentimentală pentru că sunt cusute de străbunica mea. Asta înseamnă că au ceva ani, mai mult de 50 de ani au și sunt croșetate de fapt de străbunica mea. Sunt aceste mănuși albe croșetate cu croșeta sau ingliță sau cum se spune, cu găurele. V-am zis, sunt făcute de străbunica mea care nu mai e printre noi de foarte mult timp, eu nici măcar nu am cunoscut-o. Cam așa arată ele, sunt foarte drăguțe și, bine, nu pot fi purtate în mijlocul iernii pentru că au o grămadă de găurele și îți intră frigul prin ele, normal. Dar toamna sau poate la un început de primăvară când au primit ghiocei așa cu un paton alb, foarte frumos, îmi plac de mor. Nu-mi vine să cred cât de multe lucruri făceau străbunicile noastre pe vremea respectivă, cât de multe lucruri drăguțe și handmade și îmi pare rău că în ziua de astăzi este consumerismul ăsta excesiv și că lumea nu mai are timp și nu se mai preocupă să facă așa ceva. Știu că mănuși din astea, croșetate, găsiți și pe la băbuțe, pe la Unirii, dacă nu mă înșel, sunt o felul de băbuțe care asta fac, stau și croșetează și vând mănuși, căciulițe făcute de ele și mie mi se pare un gest atât de nobil că ele chiar muncesc și nu vin pur și simplu să cerșească. Puteți găsi cu siguranță acolo mănuși de genul ăsta. Eu le-am spălat, pe ale mele le-am apretat, că erau îngălbenite de vreme, v-am zis că au fost făcute de mult, de străbunica mea pe care nici măcar nu am cunoscut-o și le-am furat din dulap de la mătușa mea și am zis să le dau și lor momentul de glorie și să le arăt în videoul ăsta. Astea sunt drăguțe, frumoase, primăvară, început de toamnă, le iubesc. Astea fiind spuse, am cam terminat cu accesoriile și accesoriile oricum au ocupat cea mai mare parte din holul ăsta pentru că trecem la haine și hainele nu sunt nici nu știu dacă să le arăt sau nu, sincer, hainele, pentru că nu sunt ceva extraordinar, sunt pur și simplu niște haine adunate așa de prin second-uri care mi-au plăcut mie și atât. Adică nu sunt nici vintage, nici niște sacouri extraordinare, nici niște lucruri fenomenale care să te dea pe spate, dar o să vi le arăt totuși și o să trecem așa foarte repede prin ele pentru că nu au niciun fel de poveste în spate. O nebunie pe care am găsit-o la second, o nebunie de tricou, plin de paiete care urlă vară, festival, drăguțenie, minunățenie, este acest tricou paietos și sclipicios cu Superman, Supergirl, Superwoman. Îmi place mult de tot ăsta, eu îl port vara și este lunguț, arată cam ca o fustiță. O să vă inserez pe aici și imagini cu mine îmbrăcată, cel mai probabil. Are Superman și aici pe mâneci și aici pe piept și e tot paietat. Mai puțin spatele este simplu, alb, dar fața asta îți ia ochii, efectiv, îți ia ochii și îl iubesc! Este atât de eu tricoul ăsta, mai ales vara, pentru că mie vara îmi place așa să port lucruri strălucitoare și drăguțe. Și da, pe ăsta am dat undeva la 40 de lei, pe undeva pe acolo. Următorul lucru pe care l-am găsit la second și l-am găsit undeva, cred că în primăvara anului ăstuia,
fancy ca anului trecut, dar nu anului ăstuia. Și pe vremea aia nu era la modă imprimeul ăsta de șarpe peste tot, așa că mi s-au părut super, super special când i-am văzut, pentru că, ce să vezi, magazinele nu erau tixite de imprimeul de șarpe. Sunt acești pantaloni cu imprimeul de șarpe pe tot piciorul. Ce mă deranjează la ei, să zic, este că nu sunt skinny. Mie, în general, îmi plac pantalonii skinny, adică eu nu am o înălțime debordantă, nu sunt foarte înaltă, am 1,62 de centimetri și atunci, dacă port pantaloni din ăștia drept jos, dacă nu-i port cu tocuri, par așa ca un dop mergător pe stradă și de asta nu îmi plac atât de mult, însă dacă iau cu tocuri, cu siguranță sunt... minunați. Ce nu mai place la ei este că au o talie așa indecifrabilă. Nu știu dacă e talie înaltă, dacă e talie joasă. E o talie normală, cam prin dreptul buricului. Și eu nu prea sunt cu talia asta indecifrabilă, pentru că îmi place să știu că pantalonii mei ori sunt cu talie înaltă, ori sunt cu talie joasă. Adică nu să se oprească undeva la nivelul buricului și să mai iasă și un pic de șunculiță pe lângă. Nu-mi place chestia asta. Nu mai țin minte cât am dat pe ei, dar v-am zis, i-am luat de pe vremea când nu erau la modă imprimeurile astea. Încă o chestie tare, tare faină pe care am găsit-o tot în second hand este un sarafan cu model din ăsta cadrilat, așa, ca de scoțian. Este un sarafan care are niște pliseuri aici la bază. La gât are gâtul pur și simplu rotunjit, așa. Îmi e un pic mare, ce-i drept, însă îmi place mult ideea asta de școlăriță și de sarafan din ăsta cu imprimeul ăsta de tartan, scoțian, cadrilat, puneți cum vreți, îmi place și culoarea, îmi place cum vine roșu pe părul meu blond și mi se pare așa o piesă clasică. Iarăși, dacă vă duceți acum în magazine, găsiți peste tot, pentru că și imprimeul ăsta e foarte la modă. Este de la un brand no name, Kerenzia, habar n-am ce e, Kerenzia Madrid. E mărimea 42, îmi este mare, trebuie să-l strâmtez. Eu l-am purtat odată cu o curea, însă tot se vede pe aici că e mare. Așa că cel mai probabil o să-l duc la o croitoreasă. Am și eu mașină de cusut, dar nu mă pricep și nu am răbdare. Și nici nu vreau să-l stric, pentru că probabil că aș putea să mă descurc să-l strâmtez eu, dar nu vreau să-l stric, cu siguranță nu. Așa că, da, ăsta e sarafanul. Ca material, el cred că este dintr-o stofă, nu e cine știe ce prețiozitate de material, însă îmi place mult de tot ideea asta de sarafan. Mie îmi plac sarafanele astea cu o maletă neagră și cu niște cizme peste genunchi. Mi se pare așa și sexy și drăguțe și cu minți și noti și cum vreți voi, foarte frumos. Nici nu au 3 zile pantalonii ăștia, i-am luat recent. Sunt acești pantaloni din satin, nici nu i-am călcat, după cum vedeți, îmi pare rău, nu i-am călcat, n-am apucat nici măcar să-i spăl, să le fac nimic. Din satin, un fel de joggers, pentru că vedeți că au aici elasticul ăsta la baza piciorului, s-au purtat mult de tot pantalonii de genul ăsta vara asta și cred că se vor mai purta și vara viitoare și chiar dacă nu se mai poartă, mie îmi plac mult de tot și au culoarea asta așa a șampaniei și pe pielea bronzată și cu un crop top și cu niște sneakers albi în picioare, ești gata să mergi pe ușă, să te duci în parc, să faci ce vrei tu. Îmi plac mult de tot și îmi place look-ul ăsta super relaxat pentru vară. Îmi sunt un pic măricei, sunt un L, sunt un brand iarăși no name, LBC, who knows. Abia știu să vină vara, abia știu să vă spăl, să vă calc, să vină vara, să vă port și să fiți drăguți. Toarea chestiuță care nu mai vine din nefericire pentru că m-am îngrășat un pic. Așa că sper că până la primăvară, când e vremea ei, să dau jos. Este această fustoacă dintr-un material așa, zici că e mătase, dar nu cred că e mătase. Dacă vedeți, e și foarte lucioasă așa în lumină și face ape-ape în lumină, ceea ce înseamnă că e un material care se și simte satinat, dar nu știu dacă e mătase sau satin. Habar n-am, nici nu cred că scrie pe etichetă și dacă are vreo etichetă, nu mai are scris nimic pe ea. Că s-a luat de vreme, de timp trecut peste ea. Este o fustiță care mi-aduce aminte mult de tot de fustițele pe care le purta mami când eram eu mică și ea purta genul ăsta ajustat așa pe talie, cu betelia asta mare în talie și de aici pornește așa într-un cloș și niște falduri exagerate. Nu prea pot eu să vă arăt la cameră, dar sigur, sigur o să pun pe mine și o să vedeți acolo. Îmi place mult de tot, îmi plac mult de tot culorile, v-am zis. Îmi inspiră primăvară culorile astea. Am și sacoul la ea pe care o să vi-l arăt imediat. Am purtat-o și primăvara asta, oricum și vara am purtat-o, dar
tot cu un crop top în momentul în care nu vreau să fiu așa foarte aranjată cu sacou și cu tot. O port cu un crop top. O să vă arăt imediat și sacoul și o să vedeți că sacoul, deși nu am apucat, v-am zis, să le calc foarte bine. Sacoul este așa, este un sacou foarte, foarte subțire. Extrem de subțire este. Dacă fusta mai are ea întărituri și jupă pe sub, ăsta nu are nimic. În schimb are bureței ca să-ți facă umerii lați. Deși nu prea sunt eu cu sacourile cu mânecile scurte, mie mi-a plăcut mult de tot fustița, însă am zis că dacă tot vine la set, hai să iau tot setul, că cine știe, poate o să se ivească o ocazie în care o să port și sacoul. Cam ăsta este sacoașul, este un sacou scurt, micuț și are aici un năsturel. Am mai avut un năsturel și aici, dar a picat și mai are aici un năsturel. Probabil că o să-i schimb nasturii. Îmi place mult de tot materialul, v-am zis, și îmi plac culorile la costumașul ăsta și cred eu că e undeva de prin anii 80, dacă are umerii ăștia buretați aici. Mai am puține piese să vă arăt, care nu sunt cine știe ce, sincer să fiu. Mai am aceste pijamăluțe. Niște pijamăluțe drăguțe tare și în roșu ăsta burgundiu, care mie îmi place și mi se pare că mă avantajează pentru că am părul super, super deschis la culoare. Vă ziceam înainte să schimb cardul, deci va fi un video lung din nou, vă ziceam de pijamalele astea. Ele vin la set, am și bluziță pentru pijamăluțele astea. Pac, pac, bluziță și pantalonaș sunt... Cred că dintr-un satin, bumbac satinat, ceva de genul ăsta, pentru că au și lucirile astea așa, au strălucirile astea prin el. Cred că sunt un material, probabil, bumbac satinat. Și le-am luat, cred că undeva anul trecut, era așa numitul trend pijama style sau ceva de genul ăsta. Era nebunie cu trendul ăsta, peste tot, peste tot, unde mergeai. Trendul ăsta și cu wet hair și cu părul lins așa pe spate și dacă nu erai așa, atunci nu existai. Anul ăsta s-a dus trendul ăsta. Eu de asta le-am luat pentru că voiam ceva care să aibă strălucirile astea ca de seară, ca să le pot purta seara cu pantofi cu top, însă nu le-am purtat niciodată. Cred că vor ajunge să fie purtate de mine prin casă. Foarte drăguță. Uite ce frumoasă e și culoarea asta, roșu ăsta. Îmi place de mor. Chiar e în perfectă stare. Cred că am dat undeva la 20 de lei pe ea. Purtat așa, cum v-am zis, și cu un smokey eye, cu niște ochi așa foarte negri și foarte intensi și cu niște buze nude. Mie mi se pare că e un look de milioane. Fiecare e diferit, poate vouă vi se pare ciudat. Dar cu intenția asta a fost cumpărată pijama asta. Nu am apucat să port, nu și-a atins scopurile, nici măcar prin casă nu am purtat-o, însă este într-o stare foarte bună, de-aia nici nu am apucat să port prin casă. Este pantaloni drăguți pentru vară, pe care iarăși i-am luat și am zis că o să-i port, însă nu i-am purtat, sunt acești pantaloni, așa zis că sunt croșetați, sunt pentru vară, pentru seriile de vară, nu am apucat să-i port nici pe ăștia pentru că i-am luat după ce a trecut vara. Wow! Atât de inspirată, însă vara viitoare cu siguranță o să-i port pe faleză când mă duc să mănânc sau cine știe unde mă mai duc eu pe faleză vara. Mi-a plăcut modelul ăsta croșetat și mi se par așa niște pantaloni care nu se vor demoda niciodată pentru vară, strict pentru vară, pentru seriile pe faleză, foarte drăguți. O să inserez și imagini cu mine purtându-i, deși nu cred că e o idee bună, că v-am zis că am luat câteva kilograme în plus. Și mai am niște pantaloni, pe care dacă tot sunt aici, o să-i și arăt. Sunt acești pantaloni, evazați. Evazați, după cum vedeți, dar nu mi-ajunge mie mâna. Are modelul ăsta cadrilat în carouri și e un model atât de androgin. Merge și pentru bărbați și pentru femei și îmi place mult de tot. Sunt niște pantaloni cu talie înaltă de data asta, deși e un pic incertă treaba pe la buric pe acolo. Mi-au plăcut mult de tot că sunt evazați. Mie îmi plac pantalonii evazați, nu știu dacă se poartă sau nu se poartă, însă mie îmi plac mult pantalonii evazați, mai ales dacă îi porți cu tocuri. Eu sunt mică, v-am mai zis asta, și în momentul în care port pantaloni evazați, îmi place să-i port cu tocuri ca să mă înalțe, să fiu mai drăguță și mai statuară, să am o ținută mai înaltă. Și pantalonii evazați mi se pare că lungesc piciorul în momentul în care îi porți cu tocuri și că te slăbesc. Cel puțin
Asta e impresia pe care mie mi-o dau pantalonii evazați pe mine. Mă apucasem deja să fac thumbnail-ul și mi-am adus aminte că v-am promis că vă arăt și niște kimonouri vintage în videoul ăsta, aduse de prietena mea din Japonia, așa că am făcut repede thumbnail-ul și m-am apus să filmez din nou. Nici nu știu dacă să le despachetez sau nu, pentru că e o artă în a împacheta un kimono și când zic asta, înseamnă că durează vreo 5 minute să împachetez unul și trebuie să iei colțurile, toate trebuie să le pui super, super în ordine și, well, japonezi, era de aștepta, nu? Ok, am 3 kimonouri de la prietena mea vintage, din mătase minunate, unele chiar și cu etichetă, scrie în japoneză pe ele oricum, uite, pam, pam, japoneză, nu înțeleg nimic, așa că am încredere în prietena mea ea, v-am zis că vă las și canalul ei în descriere pentru că ea e cu toate influențele astea japoneze, face niște vloguri drăguțe din Tokyo și sigur, sigur mai găsiți la ea kimonouri, cred că mai are sau cred că mai aduce. Asta este primul kimono vintage de la ea. Cred că vi-l arăt așa, pur și simplu. Și apoi, că nu vedeți nimic dacă vă arăt la cameră, apoi o să mă duc eu dincolo la oglindă și o să mă vedeți în toată splendoarea în kimono. Asta este primul kimono pe care ea mi l-a dat. Are un print cu niște, par așa, niște evantaie. Sunt oricum motive japoneze pe el. O să... V-am zis, cel mai bine mă filmez în oglindă cu ele, că n-are rost. Vi le arăt așa, pur și simplu. Al doilea kimono este unul negru, pe care mi-am promis mie că o să-l port toamna asta, însă, ce să vezi, a și nins afară, iar eu n-am mai apucat să mai port kimonoul, pentru că trebuie scurtat. Deja l-am întins pe aici, l-am făcut pe masă ca naiba. Este unul negru simplu, asta este capul, adică gâtul, zona gâtului, și vreau să vă arăt detaliile astea de aici. Uite cât de frumos e la bază. Iarăși este un kimono care trebuie scurtat, majoritatea trebuie scurtate și sunt cusute de mână pe aici, pe jos, cusăturile astea sunt de mână și mi-e tare, tare frică să le duc undeva, să nu mi le strice. Iar ca să le scurtez eu nu mă bag, pentru că sigur le stric, eu nu m-am băgat nici la o broche de 20 de lei din second hand. Și uite cât de frumoase sunt detaliile, asta voiam să vă arăt, brodate. Pasărea asta aici e brodată, efectiv. Minunate, minunate detalii. Deci eu nu am văzut așa detalii pe niște haine în niciodată, adică nu am văzut, probabil sunt Gucci de 2000 de euro, cred că are astfel de detalii. Și să vă arăt și kimonoul ăsta care cred că e și cel mai vechiuț, pentru că pe interior e un pic pătat. Kimonoul ăsta e preferatul meu, deci mi-e milă de el să-l desfac și să... Uite ce culori frumoase are, uite. Cam așa de frumoase și aici e brodat cu fir auriu și cu verde. Minunat! Să vă arăt, să deschid totuși la broderia asta frumoasă, care are o broderie pe spate. Asta este el, adică așa vine la gât. O să vă arăt oricum în oglindă, sper să se și vadă. Și aici este broderia asta. Uite cât e de frumoasă, este o pasăre, zici că e o pasăre măiastră, cusută cu fir auriu. Aici este capul ei, dacă se vede. Nu știu dacă vedeți ceva, cusută cu auriu, cu roz, deci e minunat, minunat, este un kimono festiv ăsta din câte mi-a spus ea, are păsări și aici pe față, uite, asta, pasărea asta cred că se vede mai bine, opa, pasărea asta cred că se vede mai bine, ia uite ce frumoasă e, deci e minunată și are mâneci din acelea lungi, vă arăt oricum imediat că n-are rost să vă arăt așa în cameră pentru că nu o să înțelegeți mare lucru din ele. Eu nu am mai văzut hăinuțe atât de drăguțe, sincer, nici n-am mai văzut kimonouri în general, mai ales unele autentice, dar astea chiar sunt super, super, super frumoase, sunt măgulită de ce frumoase sunt și n-are rost să vă mai vorbesc așa pe lângă subiect, așa că o să trec repede să mă și vedeți îmbrăcată cu ele. Dacă sunteți interesate de astfel de piese, urmăriți-o și pe Ea, pe prietena mea, o să vă las, din nou vă zic, o să vă las în descriere canalul ei de YouTube și de acolo vă puteți duce și pe Instagramul ei, poate vă las și Instagramul de fapt, pentru că și acolo are niște poze minunate și chiar se ocupă pe partea asta. O să mai aducă kimonouri din asta cu siguranță, că acum e plecat în Japonia. Și sper să mai aducă și mie. Ea, dacă mă auzi, ar fi drăguț să mai aduci și mie câteva. Și da, o să vedeți acolo pe canalul ei și vloguri legate de cultura asta japoneză pentru cei care sunt interesați. Ea știe să vă explice oricum mai bine de unde provin kimonourile, unde se poartă cel negru, de exemplu, sau ce se întâmplă cu kimonoul ăsta de gală, pentru că ea știe mai bine, evident.
Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și astăzi. Sper că ați ajuns să vedeți videoul până aici și dacă ați ajuns până aici, vă pup, vă mulțumesc pentru susținere și sper așa că v-au plăcut lucrurile pe care vi le-am arătat și pe care le pot purta și astăzi și le pot aduce în actualitate. Știți deja că eu nu am un stil din ăsta vintage și cu fuste nu știu de care sau nu, ăsta e stilul meu. Mie îmi place să mă îmbrac în toate stilurile. Dacă azi mă simt strălucitoare și vreau să mă îmbrac în paiete din cap până în picioare, păi eu să mă îmbrac în paiete din cap până în picioare. Dacă am văzut o poză cu Brigitte Bardot și mi-a plăcut cum e îmbrăcată într-o poză, mâine cel mai probabil o să fiu îmbrăcată Brigitte Bardot. Așa că nu am un stil din punctul ăsta de vedere, de aia și hainele astea luate de prin second sunt din toate stilurile și duc așa în toate zonele stilistice, pentru că nu am un stil al meu, nu intru în second hand și caut un lucru anume, nu. Ce mi se pare mie drăguț, ce mi se pare mie diferit sau că nu găsesc în magazine, atunci lucrul ăla va fi al meu. Astea au fost toate lucrurile pe care am vrut să vi le arăt. Eu vă mulțumesc mult, mult de tot dacă ați ajuns cu vizionatul până aici. Vă pup din toată inima, vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc pentru susținere și noi ne revedem cu siguranță data viitoare la următorul video, care nu am idee despre ce va fi, dar cu siguranță va fi unul drăguț. Vă pup și vă mulțumesc că ați rezistat până aici. Sper că v-au plăcut hăinuțele, sper că v-a plăcut de mine, sper să ne vedem și pe Instagram. Vă las aici Instagramul meu și vi-l las și în descriere, linkuit. Vă pup și vă urez o săptămână minunată, cât mai ușoară și sper că v-ați delectat așa un pic cu mine în videoul ăsta. Pupici, ne revedem data viitoare. Pa!